Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Ediția de astăzi a emisiunii Credință și Cultură are ca oaspete un istoric, un om care este însă în miezul vieții politice din România, este un tânăr politician, dar înțelept politician, aș adăuga imediat, așa cum mi-a lăsat impresia analizându-i multe dintre inițiativele sale parlamentare. Vorbim despre domnul deputat Daniel Gheorghe. Bine ați venit, domnule Daniel Gheorghe, vă mulțumesc pentru în emisiunea noastră și eu vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația. Tema pe care vă propunem, stimați telespectatori, este una legată în mod inevitabil de politică, de politica la nivelul acesta al unei analize mai înalte și a consecințelor, a urmărilor fericite sau nefericite uneori ale actului politic. Vorbim de asemenea despre morala publică. Au mare legătură între ele politica și morala publică. Așadar, domnule Daniel Gheorghe, urându-vă încă o dată bun venit în emisiune, aș vrea să amintesc telespectatorilor noștri că ați descins în politica mare, ca să zic așa, în 2006, sunteți deputat PNL din anul 2014 și, menționez încă o dată, pentru că mi se pare important, sunteți istoric ca formație. Printre foarte mulți colegi ai dumneavoastră care în general au o formație tehnică sau inginerească, auzim des lucrul acesta, un umanist aș spune că este cu atât mai binevenit. Aș putea să vă întreb în ce măsură v-a ajutat viziunea dumneavoastră umanistă atunci când ați descins în politică, poate o să ne spuneți și asta, dar subiectul pe care vreau să vi-l propun inițial este unul legat de starea actuală de lucruri atât din politica românească, cât mai ales din politica Uniunii Europene. Noi toți suntem astăzi orientați cu atenția spre Uniunea Europeană, suntem membri ai Uniunii Europene. Dinspre Uniunea Europeană vin veștile, în general, cele mai importante. Totuși, episodul Brexit, să spunem, a stârnit un val de scepticism legat de multe dintre politicile Uniunii Europene, pentru că acest episod are niște cauze, fără îndoială. Aș vrea așadar să îmi descrieți cum percepeți dumneavoastră, ca politician român, starea de lucruri din Uniunea Europeană. Ne trebuie să ne îngrijoreze ceva? Vorbim despre o evoluție sau despre o involuție? Ar fi multe de spus aici. Dar da. Sunt foarte multe lucruri care trebuie să ne îngrijoreze. În primul rând, această Uniune Europeană este total decuplată în acest moment de la ceea ce înseamnă valori europene. Pentru că știm cu toți, valorile europene presupun un set de idei, de precepte și de forme de manifestare în plan material și spiritual a unor seturi axiologice care provin din Antichitate și mă refer aici în primul rând la spiritualitatea creștină, care este fundamentală pentru Europa și în afara căreia nu putem exclude absolut nimic pe continentul nostru și nu doar pe continentul nostru, mă refer și la civilizația modernă, mă refer la filozofia greacă, neoplatonismul și stoicismul, mă refer bineînțeles și la dreptul roman și instituționalismul latin, care tot prin intermediul bisericii a fost adus în sfera vieții materiale, în special după secolele 3-4 și impus ca model de organizare socială în întreaga Europa. Mă refer la etica iudeo-creștină care stă la baza valorilor morale ale lumii în care trăim cu toții, așa cum sunt cele cunoscute și la bazele civilizației. Acestea sunt bazele Europei în care trăim astăzi. Europa, așa cum cunoaștem, ca un spațiu de libertate, ca un spațiu democratic, ca un spațiu al plurității valorilor, dar și din perspectiva economiei capitaliste, vrând sau nevrând, este în fond o moștenire a lui Hristos sub toate aspectele, pentru că libertatea individuală, egalitatea de șanse sunt principii pe care le cunoaștem încă din Sfintele Evanghelii. Să nu uităm, în fond, și societatea de tip liberal s-a construit tot pe baza acelor principii creștine care, trecute prin filtrul protestant în cazul acela, au dat naștere la capitalism și la
economia modernă, cum spunea și Max Weber, în etica protestantă și spiritul capitalismului. În fond, Europa în care trăim astăzi are la bază, are de asemenea și pe Platon, pe Aristotel, pe Constantin cel Mare, pe Marcus Aurelius. Europa este un spațiu a cărei cultură s-a clădit în câteva milenii de civilizații. Și noi nu ne putem lepăda de aceste elemente. Mie mi se pare că Europa de astăzi, în special după tratatul de la Maastricht, când s-a trecut de la acea premiză a organizării Europei pe baza liberului schimb, libertății de mișcare și a unor principii de interdependență și colaborare între state și acea piață comună care era la momentul respectiv și s-a mers spre integrare, a deviat de la aceste valori și încearcă să impună un set de valori care, m-aș putea spune, de non-valori, care nu au în comun prea multe cu moștenirea Europei, care prin baza acestor principii pe care le moștenim din creștinism, dar și din filozofia și lumea intelectuală greco-romană, au stat la baza modernității și au stat și la baza revoluției industriale, au stat la baza drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, așa cum le cunoaștem ele concepute încă din perioada secolelor 17-18. De aceea nu mi se pare deloc bun drumul pe care merge Europa astăzi. Europa se îndepărtează de rădăcine creștine și pare mai curând că se apropie de marxism-leninism. Asta îi se reproșează. Și este foarte adevărat. Este foarte adevărat. Este foarte adevărat, din păcate. Este foarte adevărat. Eu cred că însuși chiar părinții fondatori ai Uniunii Europene, în momentul în care au conceput acest construct după cel al doilea război mondial, nu aveau în vedere să transforme comunitatea europeană într-un suprastat federal, ale cărei baze morale să fie reprezentate tocmai de amoralitatea unor idei care au început să se impună în universitățile occidentale, mai ales după 1968, și care presupun relativism moral, presupun anticreștinism, pentru că toată această legislație, inclusiv această aberație cu căsătoria între persoane de același sex, care este o chestiune nu doar anticreștină, ci și împotriva naturii. În fond, fiecare are dreptul să facă absolut ce dorește în viața privată. Demolatoare de civilizație de cultură, și de cultură. De morală, inclusiv de structuri sociale. De structuri sociale. Societatea pur și simplu nu se poate perpetua în această manieră. În momentul în care noi venim și încercăm să impunem o pseudă variantă de familie. Bineînțeles, este datoria noastră, ca oameni civilizați, ca oameni moderni, să-i ajutăm pe cei care se găsesc într-o situație de acest gen, dar nu să încurajăm și să dezvoltăm acest tip de comportament. Ceea ce vreau să vă spun este că Europa, din păcate, încearcă, parcă, și țin minte aici chiar marele dizident rus, Vladimir Bukovski, spunea că, de fapt, Europa de astăzi parcă încearcă să reconstruiască URSS-ul sub o altă formă. Reprezintă, de fapt, o conjugare a unor elite intelectual-politice, multe din ele lipsite de orice fundament cultural autentic, colecționari occidental de diplome, activiștii civici și activiști sociali, oameni care pur și simplu singura lor ideologie este una nihilistă, este una demolatoare și una deconstructivistă. Și după 1968, după Marea Revoluție a Non-Valorilor care s-a întâmplat atunci la Paris, cunoaștem, care s-a extins în toată lumea și care pe baza unor, din păcate să spunem, în baza unor activiști ai marxism-leninismului s-a extins în Europa Occidentală, s-a extins în America de Nord. Avem acea școală de la Frankfurt, acea școală de la Frankfurt care își are rădăcinile în câțiva reformatori, între ghilimele ai marxism-leninismului, și mă gândesc la Gramsci și la Lukács. Și ei au încercat să construiască lumea paradigmei politice. Și din păcate această școală de la Frankfurt care s-a dezvoltat după al doilea război mondial, prin toate acele personaje, Adorno, Fromm, Habermas, toți ceilalți care erau acolo, Hockenheim, această școală a încercat, de fapt, să distrugă bazele civilizației europene. Așa, și care sunt virusii? Corectitudinea politică, lichidarea oricărui tip de valoare socială, destrămarea familiei ca instituție fundamentală a societății omenești, dincolo de valorile creștine, pentru că pur și simplu în absența familiei
o societate nu se poate dezvolta. În absența familiei, economia intră în colaps. Deci sunt lucruri foarte clare care se pot dovedi. Sunt oameni care au pus ideologia înaintea realității și care, din păcate, beneficiind și de un sprijin uriaș al mass mediei, beneficiind și de caracterul ticălos de multe ori a unei așa numite părți din pseudo-elita intelectuală a vremii, dar și a vremii noastre de astăzi, au reușit să-și impună ideile și să mute tot mai mult centrul dezbaterii. Adică au ajuns să inducă într-o zonă de absolută acceptabilitate publică idei care altădată nu aveau nimic în comun cu valorile civilizației, precum, nu știu, ar fi eutanasia asistată sau această continuă aberație cu această promovare excesivă a avorturilor. Sunt foarte multe chestii. A minorităților de tot felul. Vă mai dau câteva exemple. Avem apoi acest multiculturalism. Dar acest multiculturalism, iarăși, nu este ceea ce înseamnă, să zicem, multiculturalismul organic. Nu înseamnă cu existența pașnică a mai multor tipare de cultură și civilizație în același spațiu definit în punct de vedere geografic. Nu. Înseamnă, de fapt, pur și simplu că într-o anumită țară, în momentul în care o comunitate vine, nu știu de unde să spunem acum, poate vine din Africa Centrală sau din Papua sau din lumea musulmană, nu contează de unde, din India, acea comunitate pur și simplu are dreptul, înainte de a avea obligația de a se integra și de a-și păstra pentru sine propriile sale valori cu care vine în contact cu civilizația occidentală, are dreptul, fundamentat pe premize ideologice, de a-și impune propria cultură în fața majorității, în mijlocul căreia trăiește, și majoritate care de multe ori, vezi, Doamne, de fapt îi asigură viața de zi cu zi. E foarte interesant. Și apoi devine o chestie care derivă tot în egalitarism. Avem pur și simplu situația în care punem pe același plan capodoperele Renașterii sau o serie de arii de muzică clasică din epoca secolului 17-18, le punem la oaltă cu un dans tribal de nu știu ce insulă și le considerăm egale. Aceasta este marea utopie a multiculturalismului. Și aceasta este fața reală a multiculturalismului. Aceasta este adevărata fața reală a multiculturalismului. Dacă îmi permiteți, din tot discursul dumneavoastră se desprinde o idee fundamentală, anume că Uniunea Europeană ca proiect, evident fondat atunci când s-a pus problema întemeierii acestei uniuni, de părinți fondatori care gândeau cu totul altfel decât reprezentanții ei astăzi, din acest proiect european și din discursul public care îl livrează, lipsește elementul moral. Domină exclusiv rațiunile economice, politice și cel mult culturale. Din ecuația discursului public a ieșit total elementul moral. Nimeni nu vorbește astăzi în spațiul public cum vorbiți dumneavoastră. Evident, nu sunteți singurul, dar sunteți unul dintre puținii oameni politici care pun accentele corect, aducând la suprafață și problema moralei publice. E și tema noastră de astăzi. Știu că ați scris chiar despre un centralism excesiv manifestat în Uniunea Europeană și, ceea ce mă interesează foarte mult, despre opacitatea unora dintre reprezentanții de bază ai Uniunii Europene și, în fond, ai proiectului actual european, opacitatea la realitățile concrete religioase și culturale ale țărilor membre. Despre asta vorbim. Atunci când aici în România se clamează drepturile inexistente altfel ale unor minorități sexuale, ni se spune că așa este în Uniunea Europeană, ignorându-se de fapt realitatea din teren. Societatea românească e o societate firesc conservatoare, este o societate care, în care contează încă foarte mult morala publică fundamentată pe niște principii creștine, dar marea problemă, și aici vreau să vă întreb cum vedeți lucrurile, o reprezintă această fobie la creștinism. Creștinismul a ajuns să fie perceput, cum a ajuns în America, patria corectitudinii politice, ca discurs al urii. Acest lucru este un lucru extrem de grav.
identificarea discursului creștin cu un discurs al urii, împotriva cui ne putem întreba? Știți ce se întâmplă? Acest discurs al urii derivă tot într-o intoleranță a sistemelor de gândire totalitaristă la adresa libertății de expresie. Precum Uniunea Europeană, iată, prin acest centralism birocratic care ne aduce aminte foarte bine de sistemul socialist, bagă pumnul în gură pieței libere. Eu ca liberal susțin piața liberă, susțin deschiderea deplină a relațiilor sociale și economice într-un mediu echitabil, concurențial, transparent și debirocratizat. La fel se întâmplă și pe terenul ideilor și valorilor. Pentru că avem acest așa zis discurs al urii, care în realitate nu este decât o bâtă de tip bolșevic prin care se încearcă a se dărâma cu cât mai multă rapiditate acest eșafodaj al lumii creștine. Până la urmă, să spunem un lucru, creștinii sunt grupul religios cel mai persecutat la acest moment în lume. 100 de mii de creștini mor anual. E o cifră uluitoare, fabuloasă, o cifră care depășește însăși victimele pe care creștinii le registrau în secole marilor prigoane, în perioada lui Dioclețian sau lui Nero. Exact. Este fabulos. Ce se întâmplă? Toți acești oameni vor, de fapt, să regândească lumea pe cu totul alte baze. Asta e adevărata miză. Că ni se vorbește de economie o păcăleală. În fond, sistemul lor economic merge dezastros. Uniunea Europeană înregistrează una dintre cele mai reduse rate de creștere economică în raport cu toți competitorii din zonă. De ce? Pentru că e birocratizată, pentru că e centralistă, excesiv centralistă, pentru că nu ține cont de realitățile locale, regionale și naționale, pentru că încearcă să uniformizeze lucruri care sunt neuniforme, ele prin natura lor organică de milenii, și pentru că disprețuiește individul și persoana. Iar în locul persoanei avem instituții. Permanent avem niște forme așa fără fond și niște concepte abstracte. Deci Uniunea Europeană a scos omul din ecuație și a băgat abstractul. Aceasta este marea problemă. Și îl instituționalizează. Iar creștinii sunt victime astăzi în Europa, inclusiv ale grupurilor seculariste. Secularismul se manifestă fix ca o religie seculară, mă scuzați de pleonasm, exact precum s-a întâmplat și cu marxism-leninismul sau cu bolșevismul sau cu nazismul. Să vedeți câtă violență există la adresa grupurilor creștine în multe societăți occidentale, unde dacă ești cu crucea sau cu icoana pe stradă, risc să fii cel puțin scuipat sau înjurat, dacă nu chiar linșat. Este teribil. Deci astea sunt fenomene pe care le trăim. Și uitați-vă că tocmai ei care clamează raționalitatea, nu au pic de raționalitate. Uitați-vă la acești indivizi, unii dintre ei, părerea mea, că au grave probleme de comportament, care la noi în societate vin și atacă biserica non-stop. Deci sunt niște persoane care sunt de fapt niște activiști a ideologiei seculariste. Se vorbește nu nejustificat despre un dogmatism la care creștinismul n-a ajuns niciodată, absolut, nici măcar în viziunea celor mai redutabile adversari ai săi, un dogmatism al secularismului actual. Intoleranța manifestată de predicatorii toleranței absolute. Exact despre asta vorbim. Exact. Atunci când însă apar voci critice, atunci când însă se întâmplă un lucru evident cu consecințe majore, mediatic, precum ieșirea unei țări dintr-un sistem care începe să nu-i mai convină, atunci apare cineva foarte important, precum domnul Martin Schulz, care spune că filozofia Uniunii Europene nu are nicio legătură cu faptul că cetățenii pot decide în probleme capitale. Este o chestie revoltătoare. Cred că domnul Schulz, care este un fost activist de partid al socialiștilor germani, care e un om fără cultură și educație, din câte cunosc a abandonat școala și nici nu are bacalaureatul absolvit, ar trebui să-și dea demisia și să plece. Deci e o gândire care ne aduce aminte de retorica Uniunii Sovietice. Este inadmisibil în orice societate liberă suveranitatea poporului exprimată prin vot liber, legal și legitim este superioară oricărei autorității funcționărești și oricărei structuri administrative. Nu, dar ce ne îngrijorează? Exact. Pentru că ei nu au o limită, acești oameni.
Schulz, Juncker, doamna Merkel, Tusk, toți ceilalți acești lideri Uniunii Europene, de fapt ei vor să creeze un suprastat federal, să distrugă identitățile naționale și totodată să creeze un mecanism economic prin care o țară cum ar fi România va ajunge o periferie. Și acest mecanism centralizat în jurul Germaniei, care Germania la rândul are relații foarte bune subterane cu Rusia, bineînțeles că i-a nemulțumit grav pe britanici. Eu înțeleg pe britanici. Eu cred că noi, înainte de toate, trebuie să reînvățăm să respectăm democrația și să respectăm valorile fundamentale ale lumii libere. Pentru că mie mi se pare abuziv și ilegal să vii să susții că, domne, nu contează ceea ce au votat oamenii, contează ceea ce stabilim noi în spatele ușilor închise și ceea ce impunem noi la nu știu ce întâlnire la vârf care are loc la Bruxelles. Mi se pare ceva inadmisibil, care mi-aduce aminte de Caier și de tratatul de la Varșovia. Și nici de cum nu mi se pare o chestiune care să facă cinste civilizații occidentale și cu atât mai puțin lumii germane din care provine domnul Schulz, care a dat o filozofie foarte bine fundamentată, dar pe care domnul Schulz în mod sigur nu o cunoaște. E grav când se fac astfel de afirmații și asta ne arată că de fapt noi avem de a face cu o pseudo-elită a birocraților care stau pe foarte mulți bani și care sfidează ceea ce înseamnă autoritățile democratice. Da. Uitați-vă ce se întâmplă și la noi în țară, pentru unde tot mai des există în România dezvoltate o serie de structuri de control, de regulă, care aproape că nu mai răspund în fața niciunei autorități democratice. Uitați-vă la campania foarte dură care se duce împotriva Parlamentului, împotriva autorităților publice locale, împotriva partidelor politice, ca formă de expresie a pluripartidismului democratic. Sunt lucruri care fac parte din același plan și mie mi se pare că niște laboratoare foarte comune mentalității celor din școala de la Frankfurt sau a celor care au blocat Sorbona în mai 1868, prin care se aflau și niște băieți de pe Lacmerii Roșii care după aceea aveau să omoare câteva milioane de oameni în Cambodgia, se regăsește aceeași esență a totalitarismului. Și acest totalitarism este foarte periculos. Totalitarismul nu este de stânga sau de dreapta. De multe ori extremismul, iarăși o minciună mare, astăzi se etichetează extremiste foarte multe din punct de vedere conservatoare. Din contră, conservatorismul a fost principalul adversar al extremismului. Ca să ne gândim, dăm exemplu iar a Germaniei, care a trecut într-o teroare nazistă. Acolo biserica catolică, dar și cea protestantă, au avut foarte mult de furcă cu regimul lui Hitler. Și chiar părinții fondatori ai Uniunii Europene, unii dintre ei, precum era Konrad Adenauer sau Robert Schuman, erau oameni care aveau o serie de valori conservatoare de pe baza cărora s-au opus totalitarismului nazist. Așa că lucrurile sunt mult mai complicate decât par. Și mie mi se pare că noi de fapt ne găsim acum într-o formă de deviere, într-o direcție care este, bineînțeles, pe placul unora care întotdeauna au trăit în utopii. Nouă ni se spune că noi nu suntem cei realiști, că nu suntem adaptați la modernitate, dar noi avem de-a face cu niște oameni care încearcă să impună un construct artificial, care nu are absolut nimic în comun cu viața de zi cu zi a oamenilor, pentru că toată politica, cum a spus și dumneavoastră pe bună dreptate, provine de la polis, din greaca veche, știm cu toții. Acum ne întoarcem către Aristotel. Iar politica, în fond, reprezintă felul în care cetățeanul se afirmă și reușește să reprezinte și să apere interesele oamenilor cetății. Noi trebuie să ne întoarcem către cetate, trebuie să ne reîntoarcem către persoană și trebuie să ne întoarcem către valorile fundamentale. Nu avem voie să reglementăm, să transformăm în zone de jurisdicție penală și așa mai departe, lucruri care țin de valorile fundamentale ale civilizației și ale umanității și mai ales de rădăcinile noastre creștine, care sunt profunde și care sunt prezente în tot ceea ce facem noi zi de zi. Și care nu sunt negociabile. Nimic nu se negociază. Moralitatea nu se negociază niciodată. Da. Așadar, vorbim în general despre o degradare a moralei publice. Suntem martorii ei, suntem implicați noi înșine, mai mult sau mai puțin, în acest proces de degradare a moralei publice. Politicul este, poate, una dintre sursele acestui fenomen de degradare, dată fiind, evident, uneori lipsa de calitate morală a reprezentanților polisului, ca să rămânem în termenii titlului nostru. Sunteți de acord așadar că
Prima rădăcină a acestei degringolade, a acestei crize, o reprezintă până la urmă decuplarea instituțiilor mari de realitatea spirituală, ignorarea realităților spirituale, ignorarea și chiar blamarea rădăcinilor religioase creștine în cazul Europei. Toate aceste lucruri conduc, iată, la fenomene cu totul ieșite din comun astăzi, până la persecuția unei categorii extraordinar de importante, care este cea a creștinilor în Europa. Aș vrea să vă aduc aminte că au existat specialiști și analiști ai acestui fenomen de care vorbim noi, care spun că există o discretă dictatură a statului magic. A fost numit așa, statul magic, acest stat sub aparența ultracivilizației, care însă în subsidiarul său practică ceea ce s-a numit un fel de spălare pe creier a omului contemporan, cu mijloace foarte blânde. Vorbim de drepturile omului permanent. Vorbim despre emisiuni în care deplângem mai mult sau mai puțin situația unor minorități și așa mai departe. Cum credeți că putem ieși din acest marasm politic, moral? Ca politician, de ce anume vă aninați speranța unei redresări din punctul acesta de vedere? Știți ce se întâmplă? Una din cauzele pentru care ajungem pur și simplu ca însăși libertatea de expresie să devină un fel de infracțiune judiciară, o reprezintă decuplarea legalității și mai ales a justiției de principiul moralității. În orice societate în care morala este ruptă de justiție, nu putem să ajungem decât la un stat tiranic. Iar faptul că statul se implică să reglementeze viața morală, faptul că statul intervine în viața privată a cetățenilor, ține de dictatură. Lucrurile astea sunt certe. Un exemplu este avarierea dreptului de preeminență al părinților asupra copiilor. Da, apropo, uitați-vă de ce se întâmplă anumite în materii Norvegia, care se doresc a fi impuse în școală. Exact, iar aceste materii care se încearcă a fi impuse, trebuie să le observăm tot în perspectiva unei revoluții culturale. Iar această revoluție culturală vizează, cum am spus și mai devreme, lichidarea rădăcinilor iudeo-creștine ale moralității și ștergerea conștiinței profund creștine, dar și românești, a copiilor din școli. Acest lucru mie mi se pare foarte clar. Și pentru a crea o societate amorală, acești oameni intervin în primul rând la educație. De aceea e această atenție foarte mare a brigăzilor roșii ale secularismului ateu asupra educației. Pentru că această revoluție culturală să reușească, trebuie copiii luați de mici și îndoctrinați. Nu le mai dăm ora de religie, le dăm ora de educație sexuală. Micșorăm numărul de ore de istorie. Eliminăm numărul de ore de istorie, pentru că nu trebuie să știe lumea că 500 de ani am apărat Europa de pericolul musulman. Sau nu trebuie să fim noi mândri că suntem români și că la 1918 s-a făcut Marea Unire. Bineînțeles, trebuie să avem o educație multiculturală din care să trăim cu o conștiință a vinovăției noastre față de toate celelalte minorități, care unele din ele nu au nicio pretenție asupra noastră din această perspectivă. Dar tocmai ideologii și activiștii acestui mod de gândire vin și dau naștere unor pretenții și vin deja naștere unor conflicte sociale care nu au existat și care natural nici nu au cum să se declanșeze. Dacă îmi permiteți, în contextul în care ne aflăm în acest moment, posibile soluții sunt cele propuse de dumneavoastră prin inițiativele legislative pe care le-ați avut. Și aș menționa câteva dintre ele. Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Ororilor Comunismului. Da, nu avem încă este așa ceva. Este o inițiativă a Partidului Național Liberal, pe care noi, grupul parlamentar al PNL, am susținut-o pe deplin și vizează construirea unui muzeu al ororilor comunismului în care să fie păstrată conștiința acestei perioade de tragică încercare pentru poporul român reprezentată de dictatura comunistă. Exact. Și acolo copiii, tinerii, oamenii de toate vârstele să nu
uite, pentru că ăsta e cel mai important lucru, să nu uităm prin ceea ce am trecut, să nu uităm răul care ni s-a făcut și oamenii să învețe. Pentru că în momentul în care noi uităm aceste fapte ale trecutului, riscăm să le repetăm. Și de aceea e foarte important ca noi să cunoaștem istoria și mai ales această istorie a totalitarismului. Iar pentru noi, pentru PNL, asta reprezintă o prioritate. Sunt chiar mai multe variante unde se ia în calcul construirea acestui muzeu, dar mi se pare absolut necesar. Cum a fost întâmpinată această propunere? A fost întâmpinată pozitiv. Bineînțeles, toată lumea în PNL a susținut această propunere. E o discuție care există de multă vreme. Știu, colegii de la Comisia de Cultură s-au implicat puternic în susținerea ei și cred că va fi dusă la bun sfârșit în curând. Legată de această propunere este și o alta, anume instituirea Zilei Naționale de Cinstire a Martirilor Români din Temnițile Comuniste. Asta e o chestiune fundamentală pentru noi. Salvarea și memoriei. Iarăși, suntem aici mai mulți colegi care ne-am implicat în elaborarea acestui act normativ și care dorim ca acest lucru să ducă la bun sfârșit și vă spun și de ce. Noi am sesizat faptul că se încearcă eliminarea din istoria națională a ceea ce reprezintă martirii din închisorile comuniste. Tot acești oameni... Martiri creștini, ce se întâmplă? Sunt oameni care sunt educați în principiile marxist-leniniste și care acum vin și fac poliție politică prin tot felul de instituții ale statului publice, ale statului român, plătiți pe mii și mii de euro lunar încasați pe, pur și simplu, pe plimbat hârtii și spus prostii pe la televizor și care duc o campanie gravă împotriva ceea ce înseamnă valorile naționale. Avem aproape și legislație, o legislație foarte, să spun așa, ambiguă, care permite interpretarea anumitor lucruri. Și din păcate noi acum deja vedem cum acești oameni sunt fix aceiași care militează pentru discriminare pozitivă, pentru corectitudine politică, pentru lucrurile acelea normale care vin pentru marginalizarea sau chiar eliminarea valorilor creștine. Valorilor creștine. Sunt fix aceleași persoane care vin și duc o propagandă publică foarte agresivă împotriva sfinților închisorilor și împotriva martirilor închisorilor comuniste. Știți că au fost Valeriu Gafencu. Cazul Valeriu Gafencu. Valeriu Gafencu este un sfânt. Deci este un sfânt cu S mare, e depus în calendar. Mărturiile celor care au stat în temniță și nu vine acum, fiul unui bolșevic, că știți că vorbim de, știți cine a intentat această acțiune? Da, știm. Nu vine să ne-l scoată nouă pe Valeriu Gafencu din istorie sau din calendar, de sunt niște aberații. Oamenii ăștia nu au nimic în comun cu ce înseamnă cercetarea științifică, cu ceea ce înseamnă istoria. Deci știți ce se întâmplă acum? Ne retrezim ca în anii 40, când se punea semnul egal între ceea ce reprezenta anticomunismul și ceea ce reprezenta așa zisul fascism. Deci la fel cum Silviu Brucan și Gisela Voș strigau moarte fasciștilor Maniu și Brătianu, la fel aceiași acești indivizi vin și acuză de fascism niște oameni care au trecut într-un martiriu. Deci ce să vă spun, să ne gândim, Valeriu Gafencu sunt niște mărturii uluitoare, deci omul ăsta nu se poate asocia cu absolut nicio faptă imorală, nu mai zic cu crime sau cu crime de război. Sunt mari, e o mare manipulare pe care o trăim astăzi și care e îndreptată împotriva valorilor naționale și vine fix din partea acelorași urmași ai ocupanților sovietici și fix din partea acelorași oameni indoctrinați în baza ceea ce înseamnă revoluția culturală și care stau tot timpul cu nasul în lecturi din școala de la Frankfurt și din tot felul de ideologie revoluției din octombrie. Soluția ar fi o bună, mai aprofundată cunoaștere a istoriei reale. În această așa este, dar direcție este și propunerea dumneavoastră legislativă. Propunerea noastră vine tocmai în întâmpinarea acestei necesități. Reglementarea numărului de ore alocate studiului disciplinei istorie în învățământul universitar. Da. Și acest lucru vizează tot acest element. Pentru că, cum spuneam mai devreme, distrugerea valorilor naționale, clătinarea spiritualității creștine la nivelul societății românești se poate realiza numai prin manipularea în mod pervers a educației în direcția pe care o știm cu toții. De aceea oamenii trebuie să cunoască istoria. E de datoria noastră și a urmașilor noștri să ne aducem
aminte de cei care au murit pentru ca noi să fim astăzi, de cei care au pus bazele statului național, unitar și independent român și de toți eroii noștri de milenii, nu de ieri de azi. Și așa, ca să închei această discuție, vreau să spun că pentru mine necunoașterea a sacrificiilor făcute de români și a rezistenței anticomuniste și a incapacitatea de a cunoaște o istorie fără pic de ideologie, pentru că la fel cum comunismul și național-comunismul impuneau un anumit tip de ideologie și manipulau propagandist ideologia în direcția cea ocultă al personalității lui Ceaușescu și acelui protocronism, la fel trăim și astăzi, pentru că această demitizare a istoriei este o minciună. Reprezintă, de fapt, impunerea corectitudinii politice și a relativismului valorilor în studiul istoriei. Exact. Ștergerea identității naționale. Asta mizează. E aceeași formă de ideologizare a istoriei. Pentru că de ce să mai auzim noi, nu știu, de Valeriu Gafencu sau de marele filozof Mircea Vulcănescu sau chiar de Constantin Brâncoveanu? E incorect politic. Vai, cum? Nu l-au omorât musulmanii. Poate Constantin Brâncoveanu era un mare corupt. Hai să luăm și pe partea aceasta, nu? Poate că, domne, e vina noastră. Da, calea aberațiilor e largă. Nu? Cum știm foarte clar, Constantin Brâncoveanu a fost executat în baza șariei, în baza legii islamice și a fost executat pentru că a luptat pentru două lucruri fundamentale, neatârnarea țării românești în raport cu Imperiul Otoman și credința creștină. Prin sângele unor martiri precum Sfinții Brâncoveni s-a apărat conștiința acestui neam. Și s-a păstrat vie identitatea noastră creștină și românească timp de atâtea sute de ani. Cum să cenzurăm pe Brâncoveanu? Că am văzut tot felul de chiciuri publice, inclusiv la Biserica Sfântul Gheorghe, unde se află moștele Sfântului Constantin Brâncoveanu. S-au încercat acolo niște mascarade din acestea, când a fost comemorarea în 2014, tot organizate de grupurile astea seculariste. Un graffiti caricatural. Deci nu se poate. Adică, bun, suntem intoleranți când spunem că, practic, familia regală a țării românești a fost lichidată într-o crimă odioasă? Suntem intoleranți când spunem că toți aliații lui Brâncoveanu din Occident stăteau și să hlizeau cu sultanul sau băgau capul în jos de rușine? Nu, suntem intoleranți când spunem că la Istanbul, în momentul loc să avem o statuie a Sfinților Martiri Brâncoveni și o biserică închinată Sfinților Martiri Brâncoveni, semnul reconcilierii, avem o placă comemorativă stupidă pe care scrie că domnul țării românești a fost întemnițat. Nu se vorbește de crima odioasă de acolo și se vorbește apoi de Marea Prietenie? Păi numele Marii Prietenii dintre noi și turci a avut loc acel asasinat politic? Da. Vorbim totuși despre posibilitatea de a stopa pentru salvarea societății firești, societății care aderă la valorile acestea încă foarte importante și sperăm permanent importante pentru o majoritate. Vorbim despre responsabilitatea statului și mă gândesc că funcționalitatea, capacitatea de a funcționa a unui stat autentic este sau se manifestă și prin aceea de a verifica sau se verifică prin capacitatea lui, a acestui stat autentic, de a apăra o ordine firească. În măsura în care statul nu apără ordinea firească, în măsura în care un stat tolerează răsturnarea ordinii firești, atunci vorbim despre o iresponsabilitate. Absolut. Din această perspectivă, considerați că statul român face ceea ce este necesar în acest moment? Nu. Statul român, știm cu toții, este debusolat. Și statul român, ce se întâmplă? E foarte interesant ce concluzia la care am ajuns. Oscilează între două tendințe. Pe de o parte avem o tendință manifestată într-o societate organică, cum am spus dumneavoastră, și în sensul bun conservatoare, reprezentată și de foarte mulți oameni politici din toate partidele, de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga, și de la toate nivelele, și pe altă parte sub o presiune externă reprezentată și de oameni infiltrați și bine ancorați iarăși în toate partidele de la stânga la dreapta și invers, și mai ales în zona media și din zona ONG-urilor, care vor să creeze o nouă Românie. O nouă Românie cu oameni noi. N-au reușit comuniștii, o să încerce, acum mai mori rândul lor să încerce. Și ce se întâmplă?
În momentul în care statul intervine pe lângă, încearcă să reglementeze lucruri care structural sunt de nereglementat, avem de-a face cu tirania. De asemenea, în momentul în care statul nu se mai ghidează după un set de valori și după un set de principii fundamentale ale celei națiuni de secole, scrise sau nescrise, avem de-a face cu o anarhie. Atât tirania cât și anarhia, în momentul dacă nu sunt combătute și dacă nu sunt contracarate de ceva realist, concret, echilibrat și venit pe valori democratice, riscă să ne arunce într-un regim totalitar. Iar ce se întâmplă? Istoria este ciclică. Poate că fix interesul celor care acum nu vor să se mai învețe istoria în școală este fix acela de a putea din nou schimba istoria, de a putea întoarce roata cu alt sens. Nu mai e nevoie să punem secera și ciocanul neapărat pe frontispiciu, să găsesc și alte simboluri. Există și forme subtile de totalitarism. Nu da. Trebuie să vorbim doar exact. De un totalitarism explicit. Da, există absolut. Multe forme implicite de totalitarism. În orice caz, domnule Gheorghe, cred că putem extrage o concluzie la nivelul discuției pe care o purtăm. Ne apropiem încet încet de sfârșitul ei. Adversarul cel mai redutabil astăzi, nu doar al bisericii, ci al societății. Prin societate înțelegem, cred, amândoi această realitate din care emană în mod firesc valori. Familia este un rezervor de valori. Familia este astăzi amenințată. Școala e amenințată. Biserica este discreditată. Exact. Instituții majore ale statului sunt sau au ajuns în situația de a fi foarte prost apreciate în percepția publică generală. Începe să se coloreze totul sau ia tabloul despre care vorbim, culoarea aceasta a anarhiei, exact. a relativului. Și așadar, asta vreau să spun, dacă sunteți de acord, adversarul despre care vorbim, văzut sau nevăzut, este relativismul moral. Absolut, pe asta e și concluzia. Mi-a plăcut foarte mult un text scurt. Am extras dintr-un text al dumneavoastră următorul paragraf. Spuneți așa, relativismul moral și social nu are drept finalitate decât un singur lucru, dizolvarea modelelor și valorilor autentice și lepădarea de orice formă reală de identitate. Și acum urmează ceva cu adevărat important, spuneți, relativismul face ca răul să devină simpatic, iar binele incomod. Exact. Mi se pare un diagnostic extraordinar de precis. Acesta este adevărul, din păcate. Iar la această derivă a valorilor putem rezista doar prin valori autentice, prin libertate, subliniez, o viziune reală despre libertate. Exact, pentru că există exact, și o viziune mincinoasă despre exact, libertate. Exact, pentru că e acea libertate care înrobește. E o pseudo-libertate și exact ei în această direcție vin. Ei vin pe logica acelui totul e permis. E direcția în care mergem, e anarhismul. Dar acea libertate a omului responsabil, a omului conștient, a omului care înțelege care e misiunea sa pe lumea aceasta. De aceea e foarte important să ne apărăm valorile, e foarte important să înțelegem că utopiile sunt deosebit de periculoase, să ne lepădăm de atractivitatea acestor forme, așa zis, antisistem, care sunt de fapt constructe extremiste, care ne pot duce într-o zonă în care nu mai credem în absolut nimic, și să înțelegem că prin ceea ce facem noi bine în instituțiile în care suntem, parlament, biserică, în companii private, nu contează unde, în primării, noi nu facem decât să apărăm România, nu facem decât să-L slujim pe Dumnezeu așa cum se cuvine și pur și simplu să apărăm libertatea celor care vin după noi și a noastră, a celor care suntem astăzi aici. Una dintre aceste valori este în mod indubitabil familia. Știm bine demersul pe care Coaliția pentru Familie l-a pornit, un demers agreat și sprijinit la nivelul discursului public de bisericile creștine din România. De toate bisericile creștine. De toate bisericile creștine. Este un demers care sperăm va avea roade. Puteți să intuiți cum va fi primit acest demers în spațiul parlamentar? Mă bucur că mi-a spus această întrebare. Și eu sunt unul din susținătorii și semnatarii acestui demers. Vreau să vă spun câteva elemente. La nivelul societății civile, autentice, a oamenilor de pe stradă, obișnuiți, a fost foarte bine primită.
Dovada faptului că, per total, cu greșelile de redactare care au mai fost, cred că sunt peste 3 milioane și jumătate de semnături. Enorm. Enorm. Și asta fără am beneficiat de nu știu ce mari resurse și fonduri, precum sunt toate aceste ONG-uri care promovează revoluția culturală în România. Este un demers absolut legal, absolut democratic și legitim sub toate formele, dincolo de elementul etic sau religios. Dar în momentul în care acest succes a fost înregistrat, iar la Curtea Constituțională a fost depusă petiția și cele peste 3 milioane de semnături, în acel moment s-a declanșat cu o virulență care aduce aminte de bolșevism o campanie de denigrare fără precedent, cu invective, cu amenințări, cu șantaj. O zvârcolire mediatică. O zvârcolire mediatică. Deci sunt oameni care, vă spun sincer, și-ar fi dorit ca democrația exprimată legitim prin acest gest de strângerea celor peste 3 milioane de semnături pentru familie, să fie îngenunchiată prin pirghii birocratice sau chiar judiciare. Sunt oameni care, vă spun, deci acolo este adevăratul limbaj al urii. Acolo unde suntem cu toții făcuți proști, făcuți înapoiați. Exact. De cine? De niște activiști plătiți în străinătate care scriu niște articole de 2 lei pe nu știu ce publicații și care au strâns 100 de diplome până acum și nu știu să meargă pe stradă. Deci ăsta e adevărul. Sunt niște oameni de un anumit nivel care atacă cu o virulență și cu o ură. Și asta știți ce arată? Arată că demersul este unul moral, că demersul este spre binele societății românești. Și sper că și în Parlament va fi același efect, mai ales că toți, vă spun, aproape toți, aproape fără excepție, colegii mei susțin acest demers. Cunosc oameni nu doar de la noi din PNL, dar și din PSD, din UDMR, din PMP, ALDE, UNPR, Grupul Minorităților Naționale, sunt oameni din PND, toți susțin acest, toți. Bineînțeles, sunt câteva persoane individuale care sunt de altă părere, dar în Parlament, cum este normal, dezbaterea trebuie să aibă loc cu argumente pro și contra și direcția este una singură, modificarea Constituției și statuarea acestui articol 48, care să presupună că familia o reprezintă uniunea liber constituită dintre un bărbat și o femeie, punct. Aceasta este direcția în care trebuie să meargă. Ecourile parlamentare, vă spun sincer, sunt pozitive. Eu sper să rămână și următoarea legislatură la fel de pozitive, pentru că dacă vedeți și dumneavoastră, e o mare propagandă mediatică cu așa zisa reforma clasei politice, care presupune, de fapt, dorința unora de a impune în locul oamenilor rezultați din votul cetățenilor buni sau răi, cum sunt aceștia sunt și aceștia reprezintă pe oameni, a unor personaje oarecum spălate pe creier și care de multe ori servesc anumite interese care nu sunt interesele curate, să spunem așa, și care sunt pur și simplu răspund la comenzile unor finanțatori pe care îi știm cu toți. În orice caz, acest episod despre care vorbim, inițiativa Coaliției pentru Familie, faptul că o societate și nu singura există antecedente fericite în alte societăți unde s-a modificat Constituția tocmai pentru prezervarea familiei ca sursă vitală pentru o societate și de valori și de viață și așa mai departe. Acest episod a provocat zvârcoliri extraordinar de mari și el arată ce spuneați dumneavoastră. Că e un demers profund moral, e un demers însă care deranjează pe cei care doresc crearea unui om nou. Mi-a plăcut mult trimiterea la această sintagmă, pentru că, într-adevăr, relativismul moral promovat astăzi de la cel mai înalt nivel european are ca scop final crearea unui om nou, rod doar al științei, al dreptului. Vă amintiți că în tot discursul legat de valorile actuale, a dispărut total elementul moral. Vorbim de jurisprudență, exact, vorbim exact. De drept, vorbim exact. De știință, niciodată despre moral. Și nici măcar de știință în sensul de cercetare liberă și aprofundată pe baze intelectuale concrete. Vorbim de o pseudoștiință dogmatizată din punct de vedere secular și o știință care derivă mai curând în pozitivismul secolului XIX decât din renaștere și umanism. Aceasta este o mare problemă și totodată vreau să-i felicit pe toți cei care au făcut parte din Coaliția pentru Familie,
oamenii au reușit să ducă la îndeplinirea acest demers într-un mod deosebit, chiar excepțional, merită tot respectul nostru și toată susținerea noastră, indiferent că suntem în societatea civilă, în biserică, ori în viața politică. Sunt niște oameni deosebiți care au știut să creadă într-o valoare autentică și să lupte cu ea pentru ea până la capăt și mă bucur că România a înțeles. Pentru că adevărata Românie este aceea pe care o cunoaștem de la firul ierbii și aceea în mijlocul căreia trăim, România creștină. Nici de cum aceste zone, să le spunem așa, într-un limbaj postmodern, underground de subculturii care vin de fapt în direcția acestui om nou, care bine a spus. Domnule Daniel Gheorghe, vă mulțumesc foarte mult pentru curajul cu care ați subliniat adevărul pe parcursul dialogului nostru. Temele abordate au fost doar deschise. Vă aștept și cu o proximă ocazie pentru a continua un dialog început astăzi. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu și mă bucur că am putut avea o discuție liberă și vă asigur de toată încrederea mea. Vă mulțumesc! Și vă doresc tot ce mulțumesc de asemenea telespectatorilor noștri. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru atenția acordată acestei emisiuni. La revedere!